să vă fie inima bună, bună. M-am gândit să încep un nou daily vlog pentru că n-am mai făcut de mult un daily vlog și era cazul să vă mai pun la curent cu anumite chestii sau nu neapărat. Era pur și simplu vreau să vorbesc cu voi. Mergem astăzi pentru că mă chinui de foarte, foarte mult timp să ajung la un magazin Gerovital, Farmec, mă rog, și n-am mai fost de mult în mall la AFI, acolo e la noi, de câte știu eu, singurul magazin. Și vreau să facem chestia asta azi, mai ales că s-au strâns foarte multe ambalaje. Eu am prin mașină vreo 6-7 și am mai strâns acum vreo 2, am mai strâns, am mai găsit vreo 2. Ideea e că mi s-a terminat CC cream-ul acela superb, absolut superb. Și ieftin și bun. Singura chestie cu el e că mă văd așa foarte aproape. Nu are SPF și atunci trebuie aplicat. S-ar putea să mai fi menționat și acolo în clip. Nu știu, sigur mai menționez și aici ideea că nu conține SPF. Din păcate, Farmec, poate te gândești și faci ceva, dar să nu schimbi formula, să o lași așa și să pui. Mie, bineînțeles că nu se poate să nu schimbi formula dacă adaugi ceva. Cred eu și ceva acolo tot se va schimba, dar avem nevoie de SPF. Dacă nu, o să folosesc, bineînțeles. Eu oricum foloseam SPF, dar o să mă orientez către altceva din gamele voastre sau alte game. Deci, da, CC cream-ul, că de la el pornisem chestia asta cu reciclatul, trebuie neapărat să ajung și să iau unul nou, o să văd. Acum poate îmi surâde crema de mâini, îmi surâde alt produs de pe rafturi. Crema de mâini, mami, bravo. Trebuie neapărat să mergem să și mâncăm. Da, nu știu ce o să fac. Ideea e că trebuie să merg acolo să scap de ambalajele astea goale și să văd cum merge tot procesul ăsta. Pentru că n-am mai fost niciodată să reciclez ambalajele goale la Gerovital, la Farmec. Nu știu cum să-i zic. Mi se pare că e magazin Gerovital sau Farmec. Nu știu. O să văd acolo, dar parcă Gerovital se numește magazinul. Mergem și mâncăm. Imediat vă arăt și cu ce am rămas. Am rămas și cu o cremă de ochi colorantă, anti-charcon, care zic eu că a expirat, s-a transformat așa într-o formulă care e cam dubioasă, pentru că, da, a expirat de vreo 8 luni, cred că o am și eu cam la 6 luni de la deschidere și, într-adevăr, e puțin dubioasă. Mami, ce s-a întâmplat? Modela are ceva mucișori din weekend. Săraca n-a mai avut mucișori de vreun an, doi. Și cam atât. Am făcut și niște fotografii. Sunt mulțumită de activitatea pe astăzi. Sunt cu gândul la vacanță, sunt fiartă, sunt topit aici între betoane. Și da, vorbim mai târziu. Astea sunt produsele pe care trebuie să le arunc. Crema anti-charcon, anti-rid. A fost super bună, dar din păcate, pentru că v-am spus că am foarte multe produse pe care n-ajung să le folosesc și trebuie să cumpăr mai puține. Da, expiră neterminate, din păcate. Și mai am acest... Adela, așteaptă un pic. Mai am acest cremă CC cream care a fost, cred că, dacă nu stoarsă până la ultima picătură. Cremă CC cream matifiantă, 94% ingrediente de origine naturală. Asta e minunată! N-am mai pus microfonul pentru că nu-mi place să se uite lumea la mine când vorbesc, dar cam așa sunt îmbrăcată. Sper să nu prindă ploaia, că n-am luat umbrelă și o să merg destul de mult pe jos până la fix. Am intrat un pic și la Pupa Milano, habar n-aveam că e magazin și aici în AFI. Și
m-am uitat puțin pe acolo. Ideea e că, da, mi-e cam așa să filmez în vol. Să vedem, poate nu-mi zice nimeni nimic. Acolo sigur o să mă lase la Gero Vital, că știu că am mai filmat pentru o campanie și e ok până acum. Masca asta oribil, zic eu. Dar nu avem ce să facem. Domnișoara aici la Gero Vital e super drăguță și ne lasă să filmăm puțin și să filmez, de fapt. Zici că am emoții. Am 8 produse, exact așa cum am zis, strânse. Și acum am înțeles că o să-mi dea o loțiune din asta pentru arsuri solare, de calmare arsurilor solare, și una pentru copii. Am ales și mai avea încă una bronzantă, nu? Mai avea. Da. Așa. Loțiune bronzantă, dar nu vreau, că vreau bronzul natural. Da. Și super. Deci acum dacă veniți la Gero Vital, știți că aveți întotdeauna parte de programul ăsta de reciclare, indiferent de produs, nu? Farmec, da. Gero Vital, da. Așa știam și eu. Da, da, da. Uh-huh. Orice fel de produs, mic, mare, uite, da. Cutia asta, cum am adus-o eu, de măști, da, bun. Să observești și niște. Uite, cele mai bune deodorante din ultima perioadă pe care le-am găsit sunt și ieftine și bune. Astea. Și la ce preț e unul din ăsta mic? De ăsta mic 3,20 lei. Așa, da, dăm două. Două? De care? Ale care nu le-am avut. Ia vezi ce am avut. Am avut ăla cu mov și ăla cu verde, parcă, nu? Și ai avut sensitiv și fresh. Da, deci acum vreau ăsta și da. Roșu. Așa, bun. Ok. Mă mai plimb pe aici, pe la magazine, să vedem ce mai e nou. Am înțeles că mai e magazinul Cupio jos, dar Denisa, fata asta de la Gero Vital, e super, super drăguță. Deci nu așteptam să primesc așa produse drăguțe. Credeam că îmi dă sau un gel de duș sau ceva mai mic, dar e super. Și Denisa de la Gero Vital, felicitări, ești cea mai amabilă și cea mai drăguță. Avem și expoziție aici, super. O să mă uit și eu un pic. A, și o văzusem pe asta albastră. Știți că îmi place albastru ăsta electric acum, perioada asta. E superbă. Asta e vreo 80 de lei, m-am uitat. E minunată. Minunată. Matlasat așa. Să vedem cât se mai poartă matlasat. Ce genți frumoase! Am tras câteva cadre și la parfoa și la fel fetele foarte drăguțe, deci mă așteptam să fie drăguțe, dar au fost și mai drăguțe și mi-au explicat tot. Am văzut foarte multe genți acolo. Nu mai e ca înainte, bineînțeles, lumea nu se mai înghesuie așa la genți, într-adevăr, dar cu proxima ocazie o să vin să mai iau și eu câte ceva. Avem cadrul ăsta minunat cu soarele și am zis să fac încheierea pe seara asta, cu toate că mâine voi încheia vlogul. Totul, să vă povestesc cum a fost toată experiența și să vă arăt și produsele în detaliu pe care le-am primit. Sper că nu mi s-a dus de tot machiajul din pricina măștii. Am văzut că erau câteva persoane care într-adevăr nu purtau nici incinta molului. Nu purtau mască de protecție, dar se pare că nu le spunea nimeni nimic, se plimbau nestingherite. Trafic mare. Da, îmi place foarte mult să merg pe jos, nu știu dacă ați observat, dar prefer să merg pe jos și să mai fac mișcare decât să intru în mijloacele de transport în comun. Da.
Iar la taxiuri, ce frumos se vede, iar la taxiuri n-are rost să cheltuim bani, mai ales că îmi face și plăcere să merg pe jos. Și na, mai vezi o clădire, mai vezi un colț interesant, mai vezi ce face lumea pe stradă, îmi place foarte mult și de aia și profit de ieșirile astea. Neața, voiam să vă arăt din nou cum fac eu micul dejun. Avem aici semințe de chia, de fapt am pus de-aseară cu apă și s-a făcut așa un fel de budincă minunată. E super bun la gust, parcă v-am mai zis, are gust de nuci. Și acum voi presăra niște pudră din asta de roșcove coapte, tot de la Sanovita. Să nu exagerați cu ea, că eu am exagerat la primele, când am pus pentru primele dăți din ea. Deci trebuie presărat foarte puțin, înlocuiește cacao, are foarte multe beneficii această pudră de roșcove. Și o să mai pun muesli, tot de la Sanovita, e super, super șmecher. Am avut și granola. Am început muzica. Imediat. Nu știu că se mai aude ceva. Și o să mai pun și niște miere și... Ce mai am de pus? Mai am ceva de pus? Cred că o să las cam atât. Da. Ăsta l-am mai avut. E super, super bun. Am mâncat și Adela și migdale și tot ce a fost în el pe aici. Îi place să mănânce muesli crocant, are zahăr ăsta, da. De ce? Păi mai include și zahărul sau nu merge granola fără zahăr? Nu cred că merge, mă rog, așa din când în când e ok. Dar chestia asta e super bună și mi se pare că nici nu are zahăr. Știți că încerc să evit, nu că nu mănânc deloc sau... Dar încerc să nu mai consum. Cât de cât să mă țin să nu mai consum. Da, voiam să mai pun și niște nuci. Ne-am înțeles să le curăț și atunci o să mă folosesc doar de chestiile astea. Yummy, yummy! Am pus un pic de miere și acum amestecăm totul. Și avem un mic dejun minunat. Minunat! Bună din nou! M-am gândit să fac încheierea pentru acest vlog care va intra mâine. Mâine e miercuri, mâine seara la 19, la 7 seara. Și da, acum să ne machiată, e ora 10 fără 10 și mă gândeam să vă arăt ce am aici. Și un pic să vă spun acum e atmosfera după un an și mai mult de jumătate de când am mai fost în AFI. S-a deschis Mango, s-a deschis Cupio. Ce s-a mai deschis? Pupa Milano, ați văzut, am și filmat pe acolo puțin. Oamenii sunt ușor reticenți pentru că nu știu, adică îi întrebi, pot să filmez pentru vlogul meu, am voie, nu știu ce. Și unii nu știu pentru că nu le-a dat voie nimeni sau nu știu că au voie să facă reclamă într-un fel magazinelor unde lucrează. Nu știu care e faza, nu știu cum se procedează. La mine nimeni nu mi-a spus că dacă nu aveți o colaborare cu noi, nu aveți cum să filmați. Da. Da. Nu știu ce să zic. Da. Dacă sunt... mi se pare într-un fel ok, pentru că na, sunt firme private și ar trebui să fiecare acolo în colțișorul ei să-și managerieze și aceste chestii, dacă
vor să fie filmat sau nu. Nu știu cum se procedează, dar nu cred să fie atât de mare problema dacă filmezi 2-3 cadre și vede lumea și produsele tale. Dar, mă rog, asta e altă discuție. Chiar mi-ar plăcea să mi lăsați în comentarii dacă și voi vă confruntați cu problema asta, dacă faceți vlog și aveți probleme de genul ăsta, că nu puteți să filmați oriunde. Da, asta e. Aici avem... Nu e cazul și la Gerovital, pentru că mă gândeam eu că o să mă lase să filmez. Așa a fost și acum un an sau doi, parcă am filmat pentru o campanie la Gerovital Plant, da? Dar atunci să zicem că se aștepta, cred că se aștepta să vin să iau goodie bag-ul și a fost amabilă, dar nu. Se pare că acum a fost și mai amabilă sau... și mai amabilă. Era oricum o altă persoană, cred. Domnișoara a lucrat de foarte puțin timp la Gerovital, mi-a spus. Și foarte, foarte drăguță, Denisa, e chiar super Gerovital. Da, la relația cu clienții sunteți super și, bineînțeles, și produsele minunate. Mi-a dat și această revistă de vară, Fresh Look. Abia aștept, doamne, ce frumos se vede. Vară 2021. Abia aștept să o răsfoiesc, să vedem ce avem pe aici. Da, foarte frumoasă coperta. Îmi place foarte, foarte mult și mi se pare că o găsiți și în format digital, dacă nu e... Dar mai mult ca sigur este, o să vă las eu link. Așa, și ați văzut în filmulețele de mai devreme ce am filmat aseară, că mi-a dat în schimbul am primit în schimbul ambalajelor pentru reciclat, am dus 8 și am primit aceste două produse. Inițial m-am uitat pe ele când am ajuns la casă și am zis, măi, or fi aproape de data de expirare sau că dacă nu e o afacere foarte, foarte bună. Te duci cu ambalajele de la Gerovital, orice fel de orice fel de ambalaj prea dimineață pentru mine, de la Gerovital sau Farmec și primești ori, ați văzut, mai aveau o chestie autobronzantă, lapte de protecție solară pentru copii și loțiune de calmare arsuri solare după plajă, 150 ml și sunt în termen, ăsta expiră în 11-2022, anul 2022 și eu mă gândeam că o să primesc, nu știu, cred că la Raluca am văzut un gel de duș și am zis o să fie niște chestii mici, așa, mai ieftine sau ceva de genul, dar uite de și tu ce tare! Nu mi-a venit să cred. Da, chiar aveam nevoie și Gerovital ești super, super tare ca de obicei. Dacă ajungeți prin magazinele lor, profitați de ofertă și chiar super. Adică unde te mai duci și cu ambalajele goale și primești produse așa full size? Unde? Unde, pe bune? Da. Loțiunea are o acțiune complexă de calmare, moliere, răcorirea pielii iritate, rodie, extract de boswellia, serata, nu știu ce asta, pantenol și mentol. Îmi place că sunt cu pulverizator, ușor de folosit. Și oricum, în perioada următoare urmează să mergem la plajă și atunci SPF 30 trebuia. Și știți că îmi trebuia și pentru copii, că am... folosește cea mică de la mine și, da, bine, nu cred că asta ar fi o problemă, că nu mai e atât de mică, dar acum e exact specific SPF 30, lapte protecție solară pentru copii, hipoalergenic, rezistent la apă. Da, și mi se pare că am mai avut anul trecut de la ei, da, tot de la Gerovital, dar am avut crema, dacă sunteți mai vechi aici la mine pe canal, tot pentru copii. Conține filtre minerale, fără coloranți și alcool.
cu ulei natural eco-certificat Inca, Omega și vitamina E. Super, super. Ne facem stoc de loțiuni pentru soare. Și da, să sperăm că vine vacanța cât de curând sau măcar o parte din ea. Bineînțeles că o să vă iau cu mine. Am vorbit deja foarte, foarte mult și am zis că nu o să se întindă și să fac încheierea. Mi-am place să vorbesc destul de mult. Sunt și un pic înfundată. Am aici un spray din ăsta deodorant de la Gerovital Plant antiperspirant, pudră de origine naturală. Pentru că ați văzut că fancy. Abia aștept să le folosesc, miroase bine. Și alergiile mele dimineața nu mă lasă să respir, nu mă lasă. Sunt, trebuie să merg și la un alergolog să vedem ce e cu mine. 0% alcool, fără urme albe, prospețime naturală, protecție eficientă. Știu ce e cu mine. Stau în centru și nu neapărat că stau în centru. Asta e așa o chestie. Dar mi se pare mie că de când m-am mutat aici am parte de și mai multă poluare și sunt așa parcă în efectul noxelor, în bătaia noxelor. Mi se pare că da, cam la o lună sau la două luni de când ne-am mutat aici mi-a apărut alergia și eu zic că nu e întâmplător. Da, e foarte, foarte mult trafic, sunt mașini, sunt... Da, ceva se întâmplă, sunt alergică. Da. Și să revenim. Ați văzut că l-am avut pe cel cu verde și pe cel cu mov, nu mai știu exact cu ce erau. Super, super eficiente, vi le recomand maxim, mai ales dacă sunteți ca mine și aveți probleme cu transpirația și nu merge orice, astea sunt divine. Sau nu neapărat astea o să-l încerc, celelalte pe care le-am încercat cu verde și mov, super, super șmechere, super, super bun. Și cu asta închei, vreau să-mi beau cafea, o să mă trezesc. Și v-am pupat, nu uitați să-i dați acestui video un like dacă v-a plăcut. Dacă vreți să mai mergem la mall, dacă vreți să mai explorăm magazinele, să sperăm că ne lasă să filmăm în toate sau aproape în toate. Mulțumesc din nou Gerovital, mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să vă și abonați și v-am pupat. Ne vedem data viitoare!